Mult controversata clasă pregătitoare revine în atenția guvernanților, astfel Victor Ponta a declarat: nu cred că trebuie să îi forțăm pe părinți să-și ducă copiii la școală la grupa pregătitoare. Până la 31 martie, fiecare părinte care are un copil în grupa mare trebuie să spună dacă va lăsa copilul la grădiniță sau vrea să meargă la școală în clasa 0. În 2012, Ministerul Educației a făcut o schimbare majoră în sistemul de învățământ. Clasa pregătitoare a trecut de la grădiniță la școală.